Înainte de a intra în politica mare, Igor Dodon a deținut timp de 8 ani mai multe funcții în cadrul Băncii de Valori a Moldovei și a Comisiei Naționale de Valori Mobiliare. În 2005, la doar 30 de ani, devine viceministru al economiei în guvernul comunist, iar peste un an ocupă fotoliul de ministru. Din 2009 este deputat mai întâi în PCRM, formațiune pe care o părăsește 2 ani mai târziu și preia conducerea Partidului Socialiștilor. Ulterior, Valentin Krylov, fondatorul PSRM, declară că formațiunea a fost preluată printr-un atac Raider. Aflat în opoziție, candidatul PSRM votează în 2012 alături de Alianța pentru Integrare Europeană pentru alegerea lui Nicolae Timofti în calitate de președinte. Asta deși câteva luni mai devreme susținea contrariul. În ceea ce ține de candidatura Alianței pentru Integrare Europeană, grupul socialiștilor spune categoric nu. Mai mulți membrii PCRM au declarat atunci că în schimbul votului Igor Dodon ar fi încasat de la Vladimir Plahotniuc 3 milioane de euro. Acuzații reiterate recent și de liderul comunist, dar pe care Dodon le-a respins. Nu ne-a trădat, ne-a vândut. Da, pentru 3 milioane de euro. Schimbările de macaz s-au ținut lanț în activitatea politică a candidatului PSRM, deși a declarat deschis că va denunța acordul de asociere cu UE. Dacă va deveni președinte, acum 5 ani Igor Dodon spunea altceva. Relațiile cu vestul Uniunii Europeană, Moldova trebuie să prezinte aspirațiile cetățenilor. Aspirațiile de a trăi într-un stat european și modern. Schimbarea de retorică a liderului PSRM a derutat în unele cazuri și pe simpatizanții săi, care au venit cu mesaje halucinante la protestele organizate de socialiști. Moldova a putut să se unească cu Europa și am venit să sărbătorim acest motiv. La Uniunea Vamală, până noi dorim una, cum am trăit până acum, așa trăim. Cert este că prin ultimele sale declarații, Igor Dodon a reușit deja să tensioneze relațiile dintre Republica Moldova și Ucraina. Ambasadorul Ucrainei la Chișinău, Ivan Gnatyshyn, a fost chemat la Kiev pentru consultări, iar câțiva deputați ucraineni au atenționat că ar putea urma și o blocadă economică dacă politicienii moldoveni vor repeta ceea ce a spus Igor Dodon despre Crimeea. Cămu prinadlejit Crim? Rusiska Federatsia. Inconsecvența dintre declarațiile și acțiunile lui Igor Dodon a devenit subiect de analiză pentru mai multe instituții mass media. Jurnaliștii de la anticorupție.md au remarcat existența unor alianțe nedeclarate PD-PSRM în anumite momente cruciale, în pofida declarațiilor antioligarhice ale lui Dodon. Așa se face că în toamna anului 2012, fracțiunea socialiștilor refuză să susțină inițiativa de demitere a lui Vladimir Plahotniuc din funcția de prim vicepreședinte al Parlamentului. Este un act de populism. Deci socialiștii nu participă într acest fars. Господин Додон, этим выступлением вы показали, кто проплатил ваш выход из ПКРМ. Și jurnaliștii de la RISE Moldova au intrat în posesia unor documente care demonstrează că Igor Dodon ar fi efectuat mai multe zboruri private la bordul unei aeronave a companiei Nobil Air, controlată de oligarhul Vladimir Plahotniuc. De fapt, numele lui Dodon a apărut alături de cel al lui Plahotniuc încă în 2014, când presa a publicat contractul de vânzare-cumpărare a hotelului Codru, înstrăinat la un preț de nimic, atunci când liderul PSRM era ministru al economiei. Presa a scris și despre schemele prin care Igor Dodon din postura de ministru al economiei l-ar fi favorizat pe Vladimir Plahotniuc în ceea ce privește afacerile sale cu pește, carne, la exportul de vin și metal. Candidatul PSRM a negat însă vehement toate acuzațiile. Dumneavoastră sunteți șantajat de Vlad Plahotniuc? Nu. Cumva? Nu. Dar de ce așa vă ridicați când vedeți că se apropie domnul Plahotniuc? Dar eu nu la dânsul m-am ridicat, apropo. La dânsul v-ați ridicat? Da. Haideți, vreți și domnie sau vă spune, stai, stai linșit, nu te ridica. Lăsați chestii din anul 2013. Controverse au provocat și proprietățile liderului socialist. În octombrie curent, jurnaliștii de la Ziarul de Gardă au scris că aflarea în opoziția liderului socialist i-a adus acestuia o avere de milioane, deși oficial trăiește împreună cu soția sa și cei 3 copii doar din salariu. În 2013, Igor Dodon și-a achiziționat o casă estimată oficial la peste 2 milioane de lei, iar pentru aceasta socialistul spune că a luat un credit de la bancă. 1,5 milioane de lei de la, da? Victoria Bank cu 8%. Da, cu 8%? Da. Am luat credit. Toată lumea se întreabă ce fel de afacere face Victoria Bank când oamenii obișnuiți plătesc câte 24%. Păi, asta era procentul atunci când am luat creditul. La un alt post de televiziune, socialistul s-a încurcat în declarații și a recunoscut că relațiile l-au ajutat să ia un împrumut la o rată mai mică. Relațiile personale cu conducerea băncii, pe doamna Politova Natalia, o cunosc de foarte mult timp. Mi-a spus că pot să-mi ofere datorită relațiilor bune.
Chiar și așa, jurnaliștii de la Ziarul de Gardă au făcut un calcul matematic care a arătat că în 2015 familia Dodon ar fi trăit doar cu 8.000 de lei lunar, dacă e să dăm crezare declarației pe venit. Și asta pentru că, deși a achitat rata lunară la bancă, familia a făcut și donații pe SRM-ului. Și din ce trăiți? Lorena, este soție, sunt eu, avem părinți care ne ajută. Este soție, sunt eu, avem părinți care ne ajută. Potrivit portalului anticorupție.md, deși nu a indicat niciodată în declarația sa de avere vreo afacere, mai multe investigații jurnalistice arată că Igor Dodon ar deține prin intermediare acțiuni la o fabrică de conserve și un combinat de vinuri din raionul Călăraș, locul său de baștină. Semne de întrebare ridică și sursele de finanțare ale Partidului Socialiștilor. Rise Moldova a publicat o investigație potrivit căreia PSRM ar fi beneficiat de sponsorizări de milioane de lei, proveniți dintr-o afacere secretă cu o companie offshore din Bahamas, conectată la Federația Rusă. În replică, socialiștii au acționat Rise Moldova în judecată. Numele lui Igor Dodon a fost vizat și în cazul devalizării băncii de economii. În aprilie 2015, portalul politics.md publica o serie de documente prezentate de un fost angajat BEM, care ar demonstra că cele mai mari nereguli la bancă s-ar fi produs în timpul în care Igor Dodon și Zinaida Greceanăi ocupau funcții cheie în guvern. La rândul său, candidatul PSRM a acuzat în repetate rânduri coaliția pro-europeană de falimentul instituției bancare.